своими глазами. Aceste generatoare sunt foarte importante în vederea asigurării securității energetice pentru aprovizionare continuă cu agent termic a consumatorilor. În caz de deconectare a energiei electrice, aceste generatoare se pornesc automatizat și asigură livrarea de energie electrică continuă pentru a menține regimul termic. Sunt de diferite capacități în funcție de puterea utilajului de producere a energiei termice. Au fost instalate încă la două centrale termice în afară de Molodova, la centrala de pe strada Feroviarilor și de pe strada Crălov, respectiv încă unul cel mai mare generator de capacitate de 230 de kV-ampere a fost instalat la stația de pompare numărul 1, care asigură cu regim, asigură alimentarea cu energie termică cel mai mare cartier din municipiul Bălți, Dacia, și inclusiv și spitalul clinic republican. Bună ziua, eu sunt locatar a cartierului Molodova, locuiesc aici de aproape 25 de ani și sunt consumator a energiei termice Cernor. Locuiesc pe strada Carasov 55. Dar sunt foarte mulțumită de serviciile oferite de către CetNor și mă bucur enorm că instalarea acestui generator a fost instalat anume în cartierul nostru pentru a ne asigura cu energie termică în caz dacă vor fi unele deconectări a energiei electrice. Mi-i spune medicul șef adjunct și îmi spune Mititelul Nicolae. Așa cum am spus eu de la început, noi suntem foarte onorați de faptul că facem parte din proiectul de securitate energetică a Republicii Moldova, finanțat de Guvernul Statelor Unite ale Americii. Acest generator ne ajută ca noi, în primul rând, ne simțim mai protejați și mai siguri în caz de situație de urgență. Acest generator ne permite ca activitatea centrului, în caz de o situație de urgență, ca să activăm în regim normal. Ne permite ca să avem căldură, că noi ne încălzăm cu căsângeria noastră și atunci e fără lumină, nu poate să activeze și să fie cald pentru colaboratori și beneficiari. Să ne pregătească mâncare pentru beneficiari, fiindcă la noi beneficiari sunt de la noi născut până la vârsta de 7 ani. Să ne onorăm toate procedurile care le putem face, să avem apă caldă și eu nu știu cum să mă mulțumim pentru așa donație, fiindcă e foarte importantă pentru instituția noastră să știm că e poate lucra în regim normal, indiferent de situații care se creează. Astăzi inaugurăm generatorul instalat la Spitalul Clinic Bălți cu o capacitate de 400 kW, care ne asigură o capacitate suficientă de energie electrică în caz de deconectări pentru tot acest bloc de pe Decebalul 101, unde noi avem maternitate, unde noi avem săli de operație, unde noi avem terapie intensivă, hemodializă și toate celelalte profiluri chirurgicale și terapeutice. După cum bine știm cu toții, anul acesta am avut deja deconectări și nu puteam face față cu generatoarele mici care le-am avut în dotare. Acum vă asigur că această locație este asigurată cu energie electrică în caz de deconectări. Aducem sincere mulțumiri tuturor donatorilor pentru că participă la o calitate mai bună a actului medical și ne ajută pe noi să asigurăm o calitate mai bună pentru populația din nordul țării. Vă mulțumim! Cum la microfon se invită ambasadorul Statelor Unite ale Americii în Moldova, Kent Loxdon. Mă bucur că am ocazia de a vizita astăzi municipiul Bălți pentru a vedea la fața locului cum echipamentul donat va susține munca critică la Spitalul Clinic, Centrul de Plasament și CetNord, care fernizează căldură la mii
de consumator. Statele Unite se membresc de parteneriatul cu Guvernul Republicii Moldova pentru un viitor democratic, prosper și sigur pentru cetățeni moldoveni. Centrul de plasament temporar și reabilitare pentru copii din Balți oferă asistență la peste 90 de copii cu disabilități prin servicii de reabilitare, avorbire și reabilitare fizică. Aici, la Spitalul Clinic Belz, echipamentul va asigura că sexele pot continua să dezerviască pacienții și să oferă servicii de urgentă, păstrând comunitatea în siguranță. Sunt doctorul Mihai Lăs, șeful departamentului chirurgiei Spitalului Clinic Belz. Asistăm la un eveniment extraordinar de important pentru instituția noastră. Securitatea instituției primordială, mai ales în contextul ceea ce trece în ziua de azi în această regiune. Securitatea instituției, securitatea energetică a pacientului, la urmă, de care depinde efectul tratamentului. Având în vedere că medicina contemporană presupune utilizarea multor utilaje care depinde de asigurarea cu energie electrică, deci de aici își reiese importanța, adică blocul de operații, terapie intensivă, sterilizare, diagnostic, până la urmă toate aceste lucruri influențează actul medical și calitatea lui și până la urmă siguranța pacientului. Eu vreau să spun un mare mulțumesc tuturor actorilor implicați în așa o donație frumoasă. Noi am avut noroc Spitalul Clinic Belz ca niciodată în timp de niște dotări foarte perfecte și foarte performante cu suportul Ministerului Sănătății și acum având așa o donație, așa o favoare, noi putem face față la cele mai grele provocări. Din păcate, aparatarul și dotările care le-am primit performante au nevoie și de o continuitate, de o funcționare continuă a acestor sisteme și echipamente. Ceea ce ne oferă generatorul care l-am primit astăzi și spre marele regret, noi am fost martori la acea deconectare masivă de peste 4 ore. A fost o simulare pe viu. Din păcate, acele emoții ale doctorilor care se aflau la moment în secțiile de terapie intensivă și din sala de operații au rămas acolo și o să aibă amprente în sănătatea noastră la toți peste ani, deoarece este de neredat. Ceea ce am primit astăzi este de o importanță vitală pentru un spital, cu atât mai mult că în fiecare minută și în fiecare oră, în acest spital, în sălile de operație se fac operații, în sălile de terapie intensivă sunt non-stop pacienți conectați pe aparat, la peste 30.000 de spitalizări pe an, în fiecare minută se naște cineva, deci este o necesitate strict vitală pentru o bună funcționare a întregului sistem. Aducem mari mulțumiri atât sistemului, atât donatorilor, cât și Ministerului Sănătății pentru marea donație și mare siguranță care ne-o creează și confortul de lucru în cadrul Spitalului Clinic Belz, cât și despre siguranța pacienților. Mulțumim mult!